Se ceartă de zor pentru custodia fiicei ei, dar nu stă cu mâinile în sân. Antonia profită de orice ocazie ca să fie alături de fetița ei, Maya, și se pare că de două zile de când este la Napoli, cântăreața și-ar ține fiica doar lângă ea. Și-a strâns din nou minunea în brațe. Antonia a aterizat marți de urgență la Napoli împreună cu mama ei pentru a petrece câteva zile de neuitat cu Maya. Și pentru că momentele în care stau cu cea mică nu sunt foarte multe, cântăreața și mama ei s-ar fi închis în cameră cu cea mică de când au ajuns în Italia. Cei din casă le-au tot spus să iasă să se plimbe și dincolo de gardurile reședinței. Au ieșit puțin din casă, dar în ultimele trei zile au stat mai mult închise în cameră. Toate trei. Ce fac acolo, ele știu. Nu le întreabă nimeni. Potrivit spynews.ro, vizitele Antoniei la Napoli la fetița ei în ultimul an nu pot fi numărate pe degetele de la o mână, lucru pe care familia Castellano i l-a tot reproșat. Iar acest lucru nu dă deloc bine la dosarul de mămică al Antoniei, având în vedere că artista luptă acum pentru custodia fetiței sale.